ziua, vă salută Tatiana. M-am întors din nou la dumneavoastră cu un tutorial la comandă, să-l numim așa, și anume voi executa astăzi o mandala. O mandala cărei fotografie mi-a fost trimisă de cineva dintre dumneavoastră, cred că puteți să vedeți aici. Eu voi încerca să o execut și pentru aceasta voi folosi firul de bumbac. Acesta este firul de bumbac primit de la prietena mea, Emilia. Poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 3 și 4, însă eu am decis să folosesc croșetul cu numărul 2 pentru că mi se pare 3-4 mi se pare prea mare. Apoi vom avea nevoie de foarfece, bineînțeles, vom avea nevoie de mărgeluțe, vom avea nevoie de pene albe. Ale mele sunt un pic spre galben, dar sper să găsesc până termin lucrarea. Și albe și un astfel de cerc. Acum eu nu știu cu exactitate ce mărime va avea mandala în momentul în care va fi executată. Apoi vom vedea, dacă va fi nevoie, vom face noi un cerc. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem lucrarea și voi începe prin a executa în cercul magic. Încep cu cercul magic. Voi lucra pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2, 3. Firul pe croșet voi intra în interiorul cercului magic și voi continua făcând piciorușe duble. Iar în momentul în care vom avea lucrate 18 piciorușe duble, noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci vom face un număr de 18 piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, deci am lucrat cele 18 piciorușe duble. Vom închide cercul magic. Vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând cu fir alunecat. Și voi continua lucrând. Una, două, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare. Firul odată pe croșet vom intra în corespondența următorului picioruș și vom lucra din nou un picioruș dublu separat de două ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând, deci vom lucra un picioruș dublu separat de două ochiuri de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, deci avem 18 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Am lucrat ultimele două ochiuri de lanț, voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș cu fir alunecat. În felul acesta. Cu fir alunecat apoi voi intra în corespondența primului spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În corespondența celuiași spațiu, cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea picioruș dublu. Deci, în fiecare spațiu format din cele două ochiuri de lanț, vom lucra 3 piciorușe duble. Am trecut în cel de-al doilea spațiu, voi lucra din nou 3 piciorușe duble și în felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului, deci 3 piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu. Am ajuns și la capătul acestui rând, după ce în corespondența fiecărui spațiu am lucrat câte 3 piciorușe duble, acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând.
cum face cu atenție fir alunecat în felul acesta. După care, cu fir alunecat, vom intra în corespondența următorului picioruș dublu. Deci, în corespondența unui spațiu avem trei piciorușe duble. Noi va trebui să intrăm exact în piciorușul din mijloc, în piciorușul cu numărul 2. Am ajuns aici. Voi face trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra din nou în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci avem două. Acum voi face două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Voi sări două piciorușe duble, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face din nou două ochiuri, două piciorușe duble, scuzați, 1, 2, două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări din nou două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea, voi lucra din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior, două ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom continua și vom lucra întreg rândul, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestuia. Am făcut ultimele două ochiuri de lanț din acest rând. Acum vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat. Cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul format din următoarele două ochiuri de lanț. Deci vom intra cu fir alunecat, încet. Am ajuns în corespondența acestui spațiu. Acum vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, pe care le vom închide cu piciorul scurt în spațiul următor. Din nou, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, le vom închide cu piciorul scurt în spațiul următor. În felul acesta vom lucra întregul rând, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestuia pentru a continua. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele 6 ochiuri de lanț. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț de la începutul acestui rând. Fir alunecat. Alunecăm încet. Acum cu fir alunecat ne îndreptăm către mijlocul primului arc, primei arcade. Odată ajunse aici în mijloc, vom continua din nou seria de 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și vom închide cu piciorul scurt în următoarea arcadă. Continuăm 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Piciorul scurt în următoarea arcadă. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat încet. Ne vom deplasa cu fir alunecat către mijlocul arcadei. Iar aici, în momentul în care voi ajunge, voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu nu le închid. De la singure. De acum intru eu cu imaginația, pentru că modelul respectiv este foarte mic în comparație cu cercul pe care l am. Deci am trei piciorușe duble pe care le închid împreună. După care voi continua
lucrând. Trei piciorușe, trei ochiuri de lanț. Unu, doi, trei. Și din nou voi face o serie de trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu pe care le voi închide împreună. Deci picioruș dublu neterminat, primul, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, cel de-al treilea picioruș dublu neterminat. Am patru fire pe croșet, inclus firul de la ochiurile de lanț, le închid pe toate împreună. Și voi continua lucrând 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț pe care le voi închide cu picioruș scurt în corespondența următoarei arcade. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și voi intra în arcada următoare, deci în cea de-a treia și voi repeta. 3 piciorușe duble neterminate pe care apoi le voi închide împreună, închid toate împreună cu firul de la ochiurile de lanț, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 3 piciorușe duble neterminate pe care apoi le voi închide împreună. Deci închidem totul împreună și continui. 1, 2, 3, 4. 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și cel de-al patrulea voi închide în arcada următoare cu picioruș scurt. 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și astfel vom continua acest rând. Până la urmă vom reuși să facem ceva inedit. Am ajuns în corespondența ultimei arcade. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț. Voi face piciorușul scurt pe mijlocul acestei arcade. Voi continua cu alte 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, pe care le voi închide cu fir alunecat în corespondența ochiului unde am închis cele 3 piciorușe duble. Acum, așa cum știți, de foarte multe ori eu las imaginația să lucreze. Cu fir alunecat am intrat în corespondența celor 3 ochiuri de lanț și voi face 1, 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul odată pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași spațiu și voi face un picioruș dublu redus. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș scurt în prima arcadă formată din cele 4 ochiuri de lanț, din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi închide cu picioruș scurt în cea de-a doua arcadă 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care luăm firul odată pe croșet, vom intra în spațiul de 3 ochiuri de lanț dintre piciorușele duble închise împreună și vom face un picioruș dublu redus și vom închide cu cele 4 ochiuri de lanț. Deci vom închide împreună. Voi face din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț și un picioruș dublu redus. Voi închide totul. Apoi, în felul acesta încercăm să creiem, să dăm față nouă și vom continua. 3 ochiuri de lanț, picioruș
scurt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, intrăm în următoarea arcadă, piciorul scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, intrăm în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, facem un piciorul dublu redus, închidem, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, în corespondența aceluiași spațiu vom face cel de-al doilea piciorul dublu redus, închidem totul împreună. În acest mod vom continua de jur împrejur. Am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț, vă rog să mă scuzați. Le voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț de la începutul rândului, după care voi trece cu fir alunecat în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și deci nu uitați, toate acestea sunt în corespondența spațiului dintre piciorușele duble. Iar acum eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi continua cu alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care voi intra, deci aici avem, după cum vedeți, 3 arcade formate din câte 3 ochiuri de lanț. Vom intra în cea de-a doua arcadă, pe mijloc, și vom face un picioruș dublu. Din nou, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț din corespondența piciorușelor dublu reduse și lucrez din nou. 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea, am un oaspete nedorit aici, un țânțar care mă necăjește, 3 ochiuri de lanț, la mine este deja noapte, este ora 10. Voi continua cu cele la alte 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și picioruș dublu în arcada cu numărul 2. Din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Și vom intra din nou în acest spațiu, lucrând în același mod. Deci 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. În modul în care v-am explicat până acum, vom continua. Eu din când în când măsor aici pe cercul meu și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am lucrat ultimele 3 ochiuri din corespondența acestui rând. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș dublu. Voi închide cu fir alunecat, iar acum voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența următorului picioruș dublu voi face din nou un picioruș dublu. În cel de-al treilea picioruș dublu voi repeta, în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț voi lucra 2 piciorușe duble, deci vom avea un total de 5 piciorușe duble, apoi voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 3,
Voi intra în corespondența spațiului de trei ochiuri de lanț din rândul anterior și voi lucra 1, 2, piciorușe duble. Și vom continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior. Așa cum vă spuneam, de multe ori este nevoie să lăsăm imaginația să lucreze pentru noi și atunci vom reuși să facem lucruri unice, lucruri care să bucure privirea. Voi continua cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi intra în corespondența primului spațiu, forma din cele trei ochiuri de lanț, și voi face un picioruș scurt. Voi continua cu trei ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența următorului spațiu. Voi face din nou un picioruș scurt. Trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și vom repeta din nou cele 5 piciorușe duble de o parte și de cealaltă, după care vom continua 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt în prima arcadă, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt în cea de-a doua, 3 ochiuri de lanț și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. Acum voi face ultimul picioruș scurt în corespondența celui de-al doilea spațiu, forma din cele trei ochiuri de lanț și ultimele trei ochiuri de lanț cu care voi închide acest rând și voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș dublu de la începutul acestui rând. Vom măsura să vedem, deci am aici cercul meu, cu totul are 20 de centimetri. Așa, iar lucrarea noastră, să vedem, mai mult sau mai puțin de la un colț la celălalt, are 18 centimetri și jumătate. Eu, în seara aceasta este deja târziu, mă opresc aici. Mâine voi încheia partea a doua. Deci vom îmbrăca cercul și vom monta totul pe cerc pentru a da formă lucrării noastre. După cum ați văzut, am modificat modelul respectiv și eu cred că este destul de drăguț și acesta. Oricum, voi lăsa la aprecierea dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, eu în seara aceasta închei aici. Ne vom reîntâlni mâine după ce voi încărca această parte. Voi filma și cea de-a doua. Și apoi o voi încărca pe platformă, poi mâine, după care vom continua cu alte lucrări. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc persoanelor care au devenit membri. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vreau să mulțumesc tuturor abonaților pentru vizualizări, pentru mesajele frumoase, cuvintele, comentariile frumoase. Ca întotdeauna vă spun, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și chiar dacă voi încărca mâine, eu acum vă doresc noapte bună, somn dulce și ne vom revedea. La revedere, vă salută Tatiana!